Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Maria Marian, dumneavoastră priviți emisiunea Acasă de Vreme. De această dată vom discuta despre sănătatea uterului. Este o structură musculară a sistemului reproductiv feminin, iar un uter sănătos permite, evident, implantarea ovulului fecundat, permite furnizarea unui aport nutritiv și adecvat fătului și, în același timp, contribuie la procesul nașterii. Ei bine, anomaliile de uter pot influența negativ dezvoltarea unui copilaș. De aceea, efectuarea unui control ginecologic înainte de sarcină este crucială. Anomaliile reprezintă un grup de modificări la nivelul uterului care apar încă din momentul dezvoltării organelor genitale ale fătului în uterul mamei. Anomaliile de dezvoltare sunt acele malformații, sunt acele abateri de la normă care apar încă la nivel de embrion și fetița când se naște deja le prezintă. Atunci când uterul diferă ca formă și structură față de particularitățile sale, se numește anomalie. Multe femei nici nu știu când și dacă suferă de vreuna, pentru că este adesea asimptomatică. Se descoperă abia în perioada de pubertate sau în urma investigațiilor pentru infertilitate. Când ne dăm seama că e o problemă ceva cu această fetiță? Abia spre pubertate. Când ar trebui să apară, așa zise, semne secundare de maturizare sexuală, da? Să crească sâne, să apară pilozitate, să bazinul să crească în dimensiuni. De obicei, anomaliile uterine apar încă de la naștere sub influența unor factori negativi. Fie că vorbim despre factori nocivi fizici, cum ar fi radiațiile ionizante, fie despre factori nocivi chimici, cum ar fi substanțele medicamentoase pe care o gravidă le administrează intenționat sau neintenționat, în special în primele săptămâni de sarcină. Aceste anomalii uterine se pot diagnostica diferit, fie în mod întâmplător la un examen ecografic sau în cazul investigațiilor unor probleme legate de fertilitate sau avorturi spontane repetate. Cu cât e mai fragedă vârsta în care a fost afectat ontogenez aparatul genital, cu atât mai severe sunt anomalii. Cea mai severă anomalie este lipsa organelor genitale interne. Deci nu are absolut nici uter, nici trompe, nici ovare. De cele mai multe ori, tratamentul este unul chirurgical. În situațiile în care doamna nu are uter, atunci recurge la operație plastică pentru a crea un vagin. Evident, această doamnă poate concepe o sarcină doar recurgând la ajutorul mamei surogat. Anomaliile uterine favorizează apariția infertilității, iar sarcina poate fi pierdută oricând din cauza formei și structurii anormale în care fătul nu se poate dezvolta corespunzător. Despre anomaliile de uter discutăm în continuare cu domnul doctor Maxim Călăraș. Bună ziua și bine ați venit cu mare drag la Acasă de Vreme. Bine v-am găsit. Întâi de toate, vreau să ne explicați care sunt cele mai frecvente tipuri de uter care se întâlnește la populația din Republica Moldova. Ce tipuri ați întâlnit în experiența dumneavoastră? Vă referiți la anomalii? Da, tipuri de anomalii, corect. Da. După cum spuneam și în reportaj, forma uterului, sau bine, mai bine spus, devierea de la norma acesteia, va depinde de la care perioadă de dezvoltare a uterului s-a întâmplat nenorocirea. Cea mai frecventă fiind forme, așa zis, uter bicorn, da. Așa? Este un uter cavitatea cărui arată ca o inimioară, așa? Unde are două coarne. De regulă, în asemenea situații, sarcinile sunt posibile și nașterile la fel. Este cea mai răspândită anomalie de dezvoltare. Mai prost au lucrurile cu situația în care această inimioară continuă să fie și mai profund, dacă se poate de spus, deci se numește uter septat, apare deja un sept în mijlocul, perete, exact, practic, în mijlocul uterului, care poate ocupa de la o jumătate până chiar și întreaga cavitatea uterului se desparte în două. Aceste anomalii se întâlnesc din fericire mai rar. În asemenea situații, sarcinile sunt cazuistice, nașterile sunt complicate, de regulă prin cezăreană, și
De fapt, înainte de a recurge la concepere, aceste femei se operează pentru a înlătura acest perete. Sept. Exact. Sept, acest perete. Da. Și din practica mea am un singur caz de, așa zis, uter de Delphus sau două utere cu două coluri uterine și două vagine. Deci situația în care acești doi muguri care ar trebui să se contopească într-o structură nu s-au contopit, ci au rămas despărțite de un perete, astfel formând câte o jumătate de organ separat. Da, deci anomaliile sunt diferite, sunt foarte interesante. Când se depistează de obicei? Doar atunci când intervine sau se dorește o planificare a sarcinei? Dacă, în general, tema aceasta de anomalie organogenitale este una vastă, pentru că presupune anomalii de dezvoltare și organ genitale externe, a vaginului, ovarilor, dar, după cum am înțeles, astăzi discutăm doar despre uter și, de regulă, când domnișoarele au nevoie de acest uter? Atunci când recurg la sarcină, la concepere. Uite, atunci, de fapt, cele mai multe anomalii sunt și diagnosticate. În adolescență, în copilărie, nimeni nu caută vreo anomalie dezvoltare a uterului. Dar cum se depistează? De exemplu, un examen prin ultrasonografie vede? Cel mai simplu, cel mai accesibil și una din cele mai informative metode, una din cele mai informative metode este ecografia. Ecografia în secolul 21, cu utilaj modern, cu tehnologii avansate, permite vizualizarea clară a acestor anomalii, chiar până și 3D reconstruirea imaginii și atunci o vedem ca pe tridimensional această anomalie, foarte, foarte clar, tranșant și subliniez faptul că este absolut inofensivă această metodă de investigație, ieftină, relativ, comparativ cu alte, și accesibil, deja accesibil. Deci ecografia este numărul 1. Pe locul 2, în ajutor, ne mai vin și intervenții, niște investigații mai agresive, mini-invazive, deci vorbim despre o histeroscopie sau laparoscopie. Deci, fie că intrăm cu camera uterină în interiorul uterului și vizualizăm cavitatea, interior, vizualizăm forma acestei cavități, cum endometriul acoperă pereții, unde el este prezent, unde este absent. Și laparoscopie pentru forme mai deosebite, mai ciudate, cum ar fi, de exemplu, uter de Delphus, dar e opțional, de fapt. În momentul în care există o anomalie a uterului, există dureri? Există simptome? Ba nu. Absolut nimic? Nu. Domnișoarele întâlnesc sindrom algic numai atunci când, fiind încă virgină, cu primele menstruații, dacă sângele menstrual nu are cale de ieșire. Deci nu s-a creat pasajul acesta. Și atunci cu fiecare menstruație acumulează în cavitatea uterină sau în vagin acest sânge menstrual. De ce acumulează? Din cauza unei anomalii de dezvoltare. Și uite, devin foarte dureroase aceste momente și abia atunci le apelează. Iar dacă pasajul este vastrat, nu se adresează la mine pentru că nu o supără nimic. Ea este bine mersi, sănătoasă și fenotipic la exterior arată ca o domnișoară, doamnă binefăcută, deci nu e nicio abatere de la domnul. Nu există asocieri. Absolut. Dacă ar fi să vorbim astfel. Absolut. Vreau să deschidem linia telefonică, cei de acasă, dacă au ocazia, dacă au nevoie să primiți un răspuns la întrebările care vă interesează, nu ezitați să ne contactați și noi, atât cât avem posibilitatea la telefon, o să răspundem tuturor solicitărilor dumneavoastră. O anomalie de uter împiedică o sarcină, o eventuală sarcină sau implantarea ovulului pe peretele uterului, așa cum ar trebui să fie în mod firesc? Da. Evident, fiecare caz este privit individual. Întrebarea este, de exemplu, cât de adânci sunt aceste coarne sau cât de proeminent este acest sept în cavitatea uterină. Este bine cunoscut că acel sept este prost vascularizat, are foarte puține vase și în cazul în care embrionul se implantează acolo, el nu are multe șanse de a supraviețui. Și se zici tu... la avort spontan? Da, deseori se spui tu aceste doamne din prima că tranșant, că nu nicio șansă, nu poți. Evident că le informăm vis-a-vis de riscurile. Le informăm că
de exemplu, pe un uter bicorn are mai multe șanse să piardă aceste sarcini în termeni mici sau să nască prematur, deoarece cum nu dai, în acel corn unde el se implantează cam e puțin spațiu și nu îi permite să crească sau să ducă această sarcină până la 40 de săptămâni, mai degrabă că va naște prematur. La fel, aceste anomalii de uterine, știți la ce mai, ce surprize ne pregătesc, cam poziționează aiurea fătul în cavitatea uterină. Nu îi permite să-și ia o poziție fiziologică cu capul în jos, da? Fie că e cu pelvis, fie că e transversal, îl poziționează strâmb și făcând astfel naștere pe cale naturală imposibilă. Și recurs la cezariană, săptămâna viitoare voi avea o cezariană, exact pe acest motiv, un uter septat chiar, o sarcină matură, deja 30. Vedeți, eu, nu există legi, există, permanent vor fi excepții. De excepție, un uter septat, sarcină posibilă, deja e 38-39 de săptămâni. Foarte bine, da. Este foarte bine. Dar este poziționat atipic acest făt și recurgem la cezăreană din aceste considerente. Avem o întrebare la telefon. Alo, bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Natalia Sângeriei. Ne pare bine, spuneți-ne. Am așa o întrebare la domnul medic. Domnul medic, eu am sept vaginal. Da. Născut un copil prin cezariană. Întrebarea mea este, femeile cu sept vaginal pot naște natural? A doilea întrebare. Eu cu sept vaginal pot să am o sarcină de gemeni? Mulțumesc pentru întrebare. La treia întrebare am așa o chestie la mine după naștere. La mine după ce se termină ciclu, ne se pornește un fel de curgere albicioasă. Eliminări. Mă deranjează foarte tare, urât mirositoare. Mulțumim, Natalia, foarte mult. Așa, pe rând. Da, pe rând. Prima întrebare. Prima întrebare. Sept vaginal. Ceea ce despre ce am vorbit mai sus, că anomaliile pot să fie prezente peste tot. Septul vaginal este una din cele răspândite anomalii, dezvoltarea vaginului, iarăși vine din cauza necontopirii sinusului urogenital. El poate fi complex sau incomplet. De regulă, el împiedică o naștere pe cale naturală, dar poate fi ușor operat, ușor se rezectează, ușor, în 15 minute, chiar sub anestezie locală. Poate fi îndepărtat acest sept și integritatea vaginului este restabilită. Și bine, mersi, nașteți cât doriți. 2. Nu are nicio legătură medicală, cauză, efect, nu știu cum vrem să o numim, între sept vaginal și gemeni. Probabilitatea de a avea gemeni. E un lucru genetic determinat, această predispunere față de sarcini multiple și dacă pe linia dumneavoastră sau a soțului nu se regăsesc acești gemeni concepuți natural, nu prin stimularea medicamentoasă, atunci șansele de a face o sarcină multiplă se apropie de 0% în cazul dumneavoastră. Și la a treia întrebare... Eliminările neplăcute. Primul și primul lucru care trebuie să-l faceți, asta este să efectuați o testare microbiologică a ceea ce se elimină din vagin și acest lucru o faceți prin consultația medico-ginecolog și abia după obținerea pașaportului florii care locuiește în vagin, abia atunci se recurgeți la tratament. Și vă rog să respectați această ordine și nu invers. Întâi tratăm ceva cu ceva, nu se primește, ne dăm seama că am greșit, hai să facem testări și ajungem la cronicizare sau o esterizare, când aceste doamne nu pot scăpa nicicum de acest simptom dintr-o simplă greșeală. N-ai respectat ordine. Exact. Un medicament nepotrivit fără a face anumite analize. Exact. Avem pe cineva pe fir? Alo, bună ziua! Alo, avem, bună. Alo, bună ziua! Vorbiți, da. Cum vă numiți? Alexandra din Chișinău. Ne pare bine, spuneți-ne. Am avut un avort spontan la 8 săptămâni și aș vrea să știu care este cauza și cam când este posibil următoarea sarcină. Mulțumim foarte mult! Ați făcut o investigație completă la medicul ginecolog după acest avort spontan? Da, am făcut și la ginecolog și deja am făcut unul zi, mi s-a spus că
natura și-a făcut efectul ei, mai bine spus că, că dacă avea să fie o sarcină, avea să fie una bună. Mulțumim foarte mult de apel. E o întrebare foarte bună. Eu chiar propun să deschidem o temă de discuție pentru alte misiuni. Se numesc pierderi reproductive sau aceste pierderi de sarcină până la 12 săptămâni. Să vedem, de fapt, cum apare viața pe acest pământ. Să vorbim despre selecția naturală. Și dacă mi-ați dat această întrebare, vă și răspund că studiile arată 80-90% din embrioni decedați la așa termen mic de sarcină. Se întâmplă acest lucru din cauza însăși a embrionului. A bine spus, din cauza anomaliilor cromozomiale și chiar și genetice. Și cu cât sunt severe aceste anomalii, cu atât e mai mic termen în care pierdeți această sarcină. Și acest lucru se numește selecția naturală, unde, după legile naturii, cel care este cel mai puternic va supraviețui și își va continua rodul. Cel care este bolnav și slab nu are șansă de viață. Prin mecanisme neclare, încă nou, sistemul imun a femeii gravide îi găsește pe acești embrioni nesănătoși și îi elimină. Evident, dacă sunt cum două... Cum ar trebui să privească o femeie un avort spontan? Dacă e vorba de un lucru, dacă e vorba despre un singur caz, un singur, de exemplu, nord-americanii spun chiar și două, una după alta, ea trebuie să privească acest lucru calm, nu știu cum să-i exprim, bine că s-a întâmplat ceva de genul ăsta. Eu cât să-i dau naștere, cred că o femeie poate așa trebuie, să gândească așa. Da, dar așa trebuie privit acest lucru și nu nici într-un caz să insuflăm că ați pierdut un copil. Cuvântul copil în general nu trebuie să fie pronunțat, deoarece până la 10-12 săptămâni e doar embrion, e un embrion și e un material, ceva biologic care încă nici nu are suflet. Nu știu, cred că acum am să fiu... Bun, n-am spus acest lucru. Vom reveni la acest subiect, la avorturile spontane. Vreau mie să-mi explicați un lucru. În momentul în care există o anomalie a uterului, putem prin cale chirurgicală să o rezolvăm? Gen, atunci când există acest sept, da, poate fi el în vreun fel eliminat? Evident. Pot fi efectuate intervenții mini-invazive, cum ar fi histeroscopie, cu rezectarea acestui sept, sau intervenții mai mari, abdominale, intervenții plastice pe uter. Faceți? Cu rezecții, sau cel puțin se practică în țara noastră? Se practică aceste intervenții. Sunt complicate? Tehnic nu, dar poartă riscuri. Și, evident, trebuie să acționăm de la simplu la compus. Deci dacă este o posibilitate de soluționare aceste întrebări histeroscopic, deci mini-invaziv, mai bine de făcut acest pas. Dacă histeroscopia este depășită prin complexitatea patologiei, atunci calea abdominală. Oricum, fiecare problemă are rezolvare și are soluție, da, în chiar cazul și în care există. Când veneam la această misiune, vreau să vă relatez, să fiți la curent. Posibil ați citit undeva, așa printre știri, exemple de sarcini obținute și pe fond de transplant de uter. Da. Deci ca să înțelegem... Și noi la Casă de Vreme am prezentat exact, astfel de ca case, să înțelegem unde e medicina în secolul 21, unde suntem noi, dar înaintem. Și în prezent, în lume, sunt raportate 14 transplante de uter, 9 fiind efectuate în Suedia, în Suedia, de profesor Brandstorm, așa, de nume frumos, și deja din aceștia 9 transplante, 6 femei au născut. Asta e ca o idee, că dacă și fetița s-a născut fără uter, există soluție. Dar are ovare. Noi prezentam un caz atunci când mama i-a donat fiicei uterului, exact, și a reușit să aibă asta un asta a fost al cincilea transplant și al cincilea nou născut. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Cum vă numiți? Mariana. Ne pare bine. Ce vă interesează?
pur și simplu am vrut să-l întrebăm pe domnul. Noi avem o problemă cu sarcina, nu putem prinde sarcina. Ce putem să facem? Am fost la medic și tratament am primit și una și alta și nici nu iem și nici acum nu-ți primește. Eu m-am tratat, a spus că e tot bine, tot sănătos. Întrebarea este una complicată, deoarece pentru a concepe o sarcină aveți nevoie nu doar de un uter sănătos, dar și de trompe funcționale și de ovare funcționale. Sau poate fi cauza la bărbat, corect, exact, nu neapărat și ține de femeie. Exact. Deci, nu vă pot da un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Există, trebuie să știți că atunci când te ocupi de un cuplu infertil, acționezi după o schemă bine stabilită, nu haotic. Nu așa, mergem și hai să verificăm infecție. Da, este infecție, hai să o tratez. Am tratat, gata, eu sunt sănătoasă, de ce nu mi se primește sarcină? Nu așa se acționează. Procesul este de durată, procesul este costisitor și deseori se termină oricum fără niciun rezultat, deoarece găsești o problemă care deja nu mai are soluționare medicală. Și aceste cupluri sunt direcționate la fecundare în vitro, la tehnici de reproducere asistată, dar iarăși, mă repet la cuvintele spuse mai sus, după un plan, după o schemă, una după alta. Adevăr, trebuie să găsească specialistul în tratamentul care infertilității, care are experiență și cu care se înțelege foarte bine. Da? Și cum spuneți dumneavoastră, deja se creează o relație specială cu acel specialist și se merge zile, chiar luni la el, până reușesc împreună specialistul să cunoască foarte bine acest cuplu și până la urmă să-i găsească soluția. Exact. Și de multe ori, într-adevăr, inclusiv în fertilizările in vitro, nu întotdeauna reușesc să fie cu brio, reușesc cu un copilaș și oricum cuplurile sunt încurajate să nu cedeze, pentru că se reușește chiar dacă este nevoie de mai multe încercări. Exact. Reproductologia este o ramură tânără a obstetricii și ginecologiei, este o știință în dezvoltare. Multe lucruri nu ne sunt cunoscute, multe lucruri în prezent se încearcă ORP și reușita nu este una cea mai bună, dar înaintem, reușita crește, rata succeselor crește. Chiar de la an la an. Alo, bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Iulia. Ne pare bine. Ce vă interesează? Am o întrebare la domnul Călăraș. Poate să provoace oare uterul bicorn sau uterul arcuat retardă în dezvoltarea fetului? Mulțumim foarte mult. Deci arcuat nu, dar uterul bicorn da. Retard în dezvoltare înseamnă o reținere în dezvoltarea bebelușului fizică, o reținere fizică. Deci el e mult mai mic decât ar trebui să fie pentru un termen anumit de sarcină. Și anume se întâmplă asta din cauza acestui uter bicorn. Lipsă spațiu. Nu are spațiu. Nu are spațiu de creștere. Da? Asta ar putea fi o cauză, dar deseori cauza retardului este însuși placenta. O insuficiență cronică a placentei care nu se tratează, stimați pacienți. O insuficiență placentară nu are tratament. Dar ea poate duce la... Deci imaginați-vă că e un deficit cronic în care se dezvoltă acest fet. Permanent ceva nu-i ajunge. Ba una, ba alta, ba două, ba trei, ba oxigen, ba glucide, ba lipide. Asta vreau să vă întreb. Ce înseamnă o insuficiență placentară și de ce nu se tratează? Placenta este un organ care face legătură între organismul mamei și cel al fetului. Placenta este cea care permite pătrunderea oxigenului la fet sau cea care permite ca substanțele nutritive și microelemente, vitamine din sângele mamei să pătrundă la fet și tot placenta duce toxinele de la fetului la mamă. Ca să fie eliminate, de cale biologic. Deci placenta este o poartă, este o legătură strânsă, directă. Fără ea, viața în uter este imposibilă. Și atunci când această placentă nu își exercită funcția, să zicem, își exercită funcția doar la 60% de la posibilitățile sale, sau 40%, asta duce la bun început la o reținere de dezvoltare a fetului și într-un final tragic la moartea lui în uter. Și am spus că nu este tratament. De ce nu este tratament? Deoarece placenta este un organ care s-a format
așa cum am născut eu cu ochi ca fini, și eu nu există medicament sau injecție fermecată care să îmi schimbe culoarea ochilor. Și atunci cum se face? Se face în felul următor. Nu în zadar aceste gravide sunt supravegheate pe durata sarnei. Ele vizitează medicii nu de dragul vizitelor, dar pentru a diagnostica de la bun început, să zicem, această retenție de dezvoltare. Dar se observă? Se observă, ecografic, elementar. Întâi se observă de la viteza de creștere a burticii, uterului, cât de mare el se face. Nu în zadar, stimate gravide, medicul de familie sau obstetrician în policlinică vă măsoară fundul uterin cu lentă centimetrică permanent, ceva el măsoară acolo în centimetri, el se uite cât de mare crește uterul în funcție de termenul sarcinii. Și dacă vede că e o reținere, el îl direcționează la ecografie. Și doar medicul imagist, ecografist, poate să ne dea răspunsul. Așa e ori nu e așa. Și dacă e o reținere, nu se joacă cu medicamente care se ar trebui să-i trateze și să-l facă din nou sănătos. Nu. Deja această gravidă este ținută la strictă supraveghere până când îl scoți prea devreme din uter, copilașul va muri că e prematur. Îl păstrezi mai mult decât trebuie, va muri că a fost placenta insuficiență majoră. Da? Și există niște indicatori clinici, ecografici, care, după care ne conducem, mă refer medici, obstetricieni, și găsim acea ziua, mijlocul dealului, momentul potrivit când de scos, dacă îl ieși e prea târziu, dar de păstrat nu poți. Și operez și ai scos acest bebeluș. Și deja mai departe de este îngrijit de neonatul, colegii noștri. Și foarte pe scurt, un uter bicorn sau un uter arcuat sau un sept poate duce la insuficiență placentară? Există vreo legătură între cele două? Da, dacă placenta se nidează în acest sept, dacă placentația are loc pe această porțiune patologică a uterului. Pentru că, am spus mai anterior, are o vascularizare proastă, are o rețea vasculară săracă, această porțiune de uter. Și atunci când placenta se lipește de această porțiune patologică, ea nu prea are acces la vasele mamei. Și uite, așa se dezvoltă insuficiența. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi la Casa de Vreme. Mulțumesc. Mult succes în ceea ce faceți. Și ne revedem cu mare drag. Ați spus despre avort spontan, că e foarte bune, foarte bine să discutăm. Așadar, Maxim Călăraș, medic obstetrician, ginecolog de specialitate, am discutat astăzi cu dumnealui despre anomaliile uterine, dar și riscurile care pot exista în momentul în care este prezentă o astfel de situație.